da. Bună seara, Mihai. Un meci care a lăsat urme adânci. La tine cred că se vede cel mai bine. Dar, din păcate, al 7-lea meci pentru voi a uitat Craiova să câștige? Da, din păcate nu am reușit să câștigăm nici în această seară. Am pierdut din nou puncte, dar sper să ne revenim din această pasă proastă cât mai repede. Da. Care e explicația? Sunt jucători cu experiență. Au fost vreo 3 bare din partea voastră. Poate să fie și ghinion, dar... Da, normal. Avem și puțin ghinion, dar așa este în viața fiecare echipe. Așa a fost în tur când am avut 7 victorii la rând. Din păcate, acum avem 7 meciuri de când nu câștigăm. Asta este viața. Asta este fotbalul, cu părți bune, cu părți rele. Dar important e la meciul următor să avem și puțină șansă să reușim și noi să câștigăm. Ritmul ăsta atât de alert vă încurcă puțin? Poate n-aveți timp să închegați mai bine relațiile de joc sau totuși e cel mai bine să jucați decât să vă antrenați pe vremurile astea? Nu știu cât își pune amprenta asupra jocului acest rând în 3 zile, dar normal, până la urmă suntem jucători de fotbal și trebuie să ne supunem programului, nu avem ce face. Ai văzut că se tot vehiculează acum și suporterii sunt supărați, au ieșit deja cu banere, se vehiculează de o nouă schimbare de antrenor. Știi ceva, domnul Regenkampf ar veni la Craiova? Nu știu. Voi cum știți, în vestiar acolo? Chestiile astea știu cel mai bine cei din conducere. Suporterii, normal, au tot dreptul să fie supărați, așteaptă mult mai mult de la noi și au tot dreptul să fie supărați și sperăm să, așa cum am spus și mai devreme, să trecem mai repede această pasă proastă. La faza în care se vede pe fața ta că ai fost lovit așa, putem spune că a fost faza de penalti? Păi, o dată ce mi-a făcut ochiul în acest sal, eu cred că altceva n-avea ce să fie decât penalti. Dar, din păcate, domnul arbitru nu a văzut și asta este. Se pare că de când s-au făcut anumite presiuni că primim penalti prea ușor, acum trebuie să ne rupă capul, probabil, ca să dea penalti. Dacă nici după ce a văzut ochiul așa nu dă, atunci nu știu ce să cred. Vreau să te întreb... Dar asta nu e ca o scuză, dar ar trebui să fie puțin mai atenți. Mihai, nu pot să nu te întreb și de fostul tău coleg de la FCSB, Denis Man. Ai văzut, a plecat cel mai mare transfer din campionatul nostru, a plecat la Parma, unde alt fost coleg la tău, Mihail, acolo, 2 tineri români, atacul Parmei. Cum ți se pare? Crezi că va face față acolo? Da, mă bucur foarte mult pentru Denis, îi urez multă baftă și cu siguranță vor face față amândoi. Pentru că sunt 2 tineri de calitate și cu siguranță se vor descurca. Cum sună un atac Man Mihaila la Parma? Foarte bine, ne bucurăm și sperăm să aibă evoluții cât mai bune, să ne aducă mândrie. Ok, mulțumesc. Mulțumesc.